Polițiștii bucureșteni au arestat un bărbat care a agresat sexual două fetițe de 11 ani. Bărbatul are 30 de ani și este angajat al Regiei Patrimoniului de Stat. Acesta este acuzat de două fapte descoperite până acum de polițiști. Mai exact, în urmă cu două luni, bărbatul ar fi agresat în plină stradă în sectorul 5 o fetiță de 11 ani, în timp ce aceasta se întorcea de la școală. Și a doua agresiune a avut loc tot în sectorul 5, iar victima este tot o minoră de 11 ani. Agenții secției 19 poliției au reușit ieri să-l identifice pe suspect. Bărbatul a fost adus la audieri, unde a recunoscut că le-a atins pe cele două minore și a încercat să le sărute. După audieri, bărbatul a fost dus în fața magistraților cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile, fiind acuzat de pedofilie și agresiune sexuală. Polițiștii continuă ancheta pentru a stabili dacă bărbatul a fost implicat și în alte cazuri de agresiune sexuală.